Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este Sony Xperia Z, iar jocul este Samurai vs. Zombies Defense 2 de la Glue Mobile. Cu un an în urmă vă prezentam jocul Samurai vs. Zombies Defense 1 pe Sony Xperia S și acum pe Sony Xperia Z a venit urmarea sa de la Glue Mobile. Jocul este disponibil gratuit în Google Play Store, ocupă cam 115 MB și este un joc de acțiune și strategie în același timp cu un samurai care taie și spânzură în dreapta și în stânga, își face upgrade-uri și are și alte unități care îl însoțesc. Ei bine, iată unitățile principale. Acesta este un Ronin pe care putem controla, apoi Kunoichi, un fel de războinic feminin mai fragil, dar cu arme rapide, și apoi samuraiul, personajul principal. Fiecare are upgrade-uri pentru viață, pentru arme, pentru abilități. Apoi vin aliații, unitățile pe care le invocați și care vă ajută. Vă puteți face o mică armată, apoi power-up-uri. Majoritatea costă monede glue, care costă bani reali. Ok, și acum să vă arăt și modalitățile de joc. Iată, avem single player cu poveste, multiplayer contra altor jucători evident și provocarea zilnică, o bătălie foarte grea. Hai să începem cu multiplayerul, deoarece este un pic mai ușor și nu aș vrea să fiu înfrânt de la prima luptă. Fiecare bătălie din multiplayer va aduce ba un sushi, ba un ceai. Și aici este o mică problemă cu swipe-ul. Nu este de la telefon, rețineți, este de la joc. Și acum putem să luăm, de exemplu, niște ceai în urma unei bătălii în multiplayer. Și se pare că mai avem nevoie de souls pentru a umple acea bară și a putea să ne duelăm. Nu nimic, trecem în single player. Rețineți, pentru a accesa multiplayer-ul aveți nevoie să umpleți bara de souls din partea de deasupra. Iată la ce nivel am ajuns, nivelul 19, destul de greu. Iată ce unități ne vor ataca. Tot felul de zombie și demoni japonezi. Jocul este structurat în jurul tradițiilor și creaturilor din legendele japoneze. Avem samurai, avem ronin, avem tot felul de vrăjitori și spirite. Și în afară de unitățile pe care le-am ales mai devreme, putem alege și abilitățile personajului principal. Și apoi și un charm, evident, dacă avem. Apăsăm pe play și iată începe nivelul. Puteți juca ca un samurai, ca acea fată Kunoichi sau ronin. Fiecare are avantajele sale. Samuraiul este rapid, fata are arme destul de puternice, iar ronin are o armură foarte puternică, dar e foarte lent. Bătăliile din multiplayer vă aduc și artefacte, iar jocul funcționează după metoda freemium. Adică el este gratuit, dar cumpărăturile din aplicație nu sunt. Rețineți că este un joc foarte greu, de aceea, dacă vă înhămați la el, nu vă așteptați să fie mereu distractiv, ci și frustrant uneori. Iată, am folosit o putere specială a lui Ronin, care încetinește unitățile inamice. Am chemat și un arcaș și acum am chemat și alte câteva unități. Observați că avem aici viața personajului principal, care este pe roșu deocamdată. Aici avem niște sushi, care tocmai mi-a crescut viața. Am chemat și o vrăjitoare să mă ajute. Putem face și upgrade-ul personajelor. Observați că se tot încarcă pe bază de puncte unitățile pe care le putem chema. Punctele se obțin luptându-vă și e un cerc vicios. Vă luptați, luați puncte, aveți nevoie de unități, ele mor, așteptați din nou să luați puncte, va trebui să vă luptați din nou și tot așa. Mai mâncăm niște sushi, să revină viața. Observați efectele vizuale și toate aceste efecte luminoase și fundalul cu un dojo în spate și cu tot felul de lucruri asociate cu Japonia și creaturi, tot felul de zombie, vrăjitoare. Avem și un personaj pe care putem chema la un moment dat, se numește Nobunaga. Dacă nu mă înșel din Shogun, poate mă înșel, dar hai să mai chemăm niște vrăjitoare. Iată, bătălia devine ceva mai dură. Unitățile inamice sunt foarte variate. Avem la un moment dat un gigant albastru, zombie, o rotiță fermecată, niște creaturi albastre, niște grenade mici care vor exploda când ajung lângă baza voastră. Apropo, pentru a pierde acest nivel, trebuie să moară fie personajul, fie să pierdem această bază roșie de aici, să fie distrusă, ceea ce suntem pe cale să pățim, dacă nu folosim niște vrăji și niște unități. Hai să mai folosim niște sushi. După cum vedeți, bătălia este destul de grea, nu e chiar joacă de copil acest stilu și poate deveni uneori ușor frustrant. De aceea v-am spus, nu este un joc chiar pentru oricine. Trebuie să ai răbdare, să știi puțină strategie în acest joc de acțiune side-scrolling și să crești treptat în nivel. Iată, a venit și un vrăjitor și suntem pe roșu, deci avem viața mică, mai luăm niște sushi și mai folosim o vrajă. Am chemat și un samurai panzer cu armură mai mare.
De-a lungul timpului te vei obișnui cu aceste mici chichițe ale jocului, cam ce unități trebuie să folosești. În anumite nivele trebuie să chemi mai mulți arcași pentru a lupta de la distanță. În alte nivele chemi samurai. Cele mai enervante unități inamice sunt acești soldați pe cai. Ei au o bătaie foarte lungă, o rază mare de acțiune. Iată, am chemat și un bătrân înțelept care trage cu vrăji. Grafică foarte colorată. Vedeți, bara de viață aici. Aici este sushi-ul și alt pick-up, cum ar fi acel ceai. Aici sunt unitățile pe care le putem chema, cu punctele pe care le strângem în urma bătăliei. Iată și un mic cadou, avem pick-up-uri, precum monede și cadouri. E bine, cu acestea cumpărăm upgrade-uri, facem upgrade-uri la personaje, upgrade-uri la baza noastră, la arme, la viață, la scuturi, cam la orice. O bătălie destul de lungă, după cum vedeți. Cele din multiplayer sunt mai scurte, mai ales pentru că au și limite de timp. Au limite de timp de cam 2 minute, 1 minut jumătate. Și iată, bătălia s-a împețit. Pentru un joc care ocupă puțin peste 100 de mega, eu zic că sunt foarte mulțumit, mai ales că este gratuit. Singura problemă, joc destul de greuț, vă trebuie răbdare și, zic eu, și ceva pricepere. Iată, lucrurile devin mai dificile, am mai chemat niște vrăjitoare, ne mai refacem viața, mai folosim niște puteri speciale. Și să vedem dacă vor reuși să termină nivelul sau nu. Putem să facem și upgrade la unități, folosind acele puncte care s-au tot strâns. Și cam asta a fost. Acesta a fost nivelul care a durat destul de mult. Deci a fost un nivel destul de greu. Auziți muzica din fundal, muzica cu tenta asiatică, un joc side-scrolling de acțiune cu strategie grafică colorată. Avem tot felul de cireși în fundal, deblocăm abilități, luăm puncte noi, s-au umplut și bara de suflete, deci putem să ne jucăm multiplayer. Hai să facem un upgrade, spre exemplu, hai să facem upgrade sabiei lui Ronin. Iată, tu m-am cheltuit 3000 de monede, o să regret acest lucru. Iată și provocarea zilnică. Cam asta este Samurai vs. Zombies Defense 2, arată foarte bine pe acest ecran Full HD al lui Sony Xperia Z. Vine în curând și review-ul telefonului și iată cum arată alte unități inamice, un uriaș albastru, un cavaler foarte nervos. Și iată cum arată o bătălie foarte grea, provocarea zilei și avem și un charm pe care îl putem folosi. Un joc cu tenta asiatică, un joc foarte bine făcut, îi dăm nota 9,8 din 10. Asta pentru că este foarte greu, altfel avea 10 din 10 și în plus trebuie să plătiți dacă vreți beneficii reale. Iată un Ronin cu adevărat upgradat, o grămadă de unități puternice și ne vom bate cu giganți, cu tot soiul de creaturi. O bătălie foarte grea, încă o dată provocarea zilnică oferită de acest joc. Iată, și o abilitate specială, lovitura fulger. Acum batem în retragere, chemăm o unitate adițională. Și iată, deja am murit, după cum am spus, nivel foarte greu. Ok, Samurai vs. Zombies Defense 2, nota 9,8 din 10 de la mobilissimo.ro, Sony Xperia Z, la review, cât de curând. Cam atât de la mobilissimo, la revedere!